oră, doamnelor și domnilor, suntem în regim de breaking news. Un elicopter a aterizat forțat în apropiere de Timișoara. La momentul impactului, elicopterul s-a răsturnat și a fost serios avariat. Pilotul și elevul lui au reușit să se salveze nevătămați și mergem chiar acum la colega noastră, Andreea Borboros, corespondent NewsHour with CNN. Andreea, bună seara! Ce date ai în acest moment? Bună seara, Sergiu, bună seara, doamnelor și domnilor. Ei bine, iată că vorbim de un elicopter care a decalat în această dimineață de pe aeroportul Cioca, de lângă Timișoara. Pilotul împreună cu elevul său efectua un zbor de antrenament pe raza județului Timiș. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pilotul a decis să aterizeze forțat pe un câmp de lângă localitatea Becicherecul Mic, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Timișoara. Însă, din cauza terenului moale, elicopterul s-a răsturnat și a suferit mai multe avarii. Din fericire, însă, în urma incidentului, atât pilotul cât și elevul său au scăpat nevătămați. Vorbim de un pilot din județul Timiș și elevul său. Polițiștii au ajuns și ei la fața locului. Pilotul a fost testat astfel încât s-a depistat faptul că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice. Între timp, însă, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara a deschis o anchetă în acest caz pentru a vedea și pentru a stabili cu exactitate condițiile în care a avut loc incidentul. Andreea Borboros, corespondent NewsHour CNN, îți mulțumim tare mult pentru toate aceste